În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Iubiți credincioși, cu Zaheu ne-am întâlnit pe cale de multe ori. Și deși știm sigur că a fost un personaj istoric, știm funcția pe care avea de mai marele vameșilor, știm că era din Ierihon, știm multe despre el, totuși parcă în mintea noastră stăruie nu faptul istoric, cât cuvântul de învățătură pe care Mântuitorul îl adresează prin Zaheu, făcând din el mai mult o pildă decât un fapt real. De multe ori ne-am gândit la Zaheu și l-am luat pe toate părțile, am luat Evanghelia de la Luca înainte și înapoi, în fiecare taină a Sfântului Maslu, a doua Evanghelie este tot cea de la Luca despre vameșul Zaheu. Și chiar îmi aduc aminte în primii mei ani de preoție, când eram vreo 5-6 așa la Sfântul Maslu, întotdeauna pe la ora 8, când se făcea probabil schimbul de tură pe la vamă, nu știu ce se întâmpla, venea un eroiaș de-al meu cam pe la 8 și 10 așa și nimerea rata prima parte a slujbei și nimerea exact la Evanghelia a doua. După ani de zile mă întâlnesc cu el într-un cadru foarte, foarte intim, unde erau prieteni de-ai lui și le povestea lor cum că de câte ori vine la mine, eu citesc Evanghelia cu vameșul. Și am rămas așa foarte surprins, dar mi-am dat seama de ce, pentru că aia era ora la care apărea vameșul. Și într-adevăr, de atunci, întotdeauna când la Sfântul Maslu începem Evanghelie, mă uit la ușă să văd fratele Dan dacă a apărut. Apare și el la Evanghelia a doua. Iubiți credincioși, în câteva cuvinte să aduc aminte celor care nu sunt așa de familiarizați cu taina Sfântului Maslu și cu Evanghelia a doua. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile cobora Iisus la Ierihon și un om cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus și, neputând de mulțime, pentru că era mic de statură, cam așa cum mă vedeți pe mine, că mă uit, stau pe vârful picioarelor ca să vă văd și pe dumneavoastră, deși eu stau pe țoleie, căutând să-l vadă, neputând să-l vadă, pentru că era mic de statură, s-a suit într-un dud, căci pe acolo avea să treacă. Și când a trecut Iisus pe acolo, privind în sus, l-a văzut și a zis: Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Și toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, i-a zis: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Atunci Iisus a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iată, scurt, cuprinzător, și așa cum v-am spus, nu este vorba de o pildă sau de o parabolă, e vorba de un fapt de viață și totuși noi pe Zaheul purtăm în noi și trebuie să ne comportăm cu evenimentul de astăzi, cum ne-am comportat de fiecare dată cu o pildă sau o parabolă, pentru că trebuie să luăm de paradigmă pe Zaheu. V-am vorbit anii trecuți despre multe lucruri, dar anul acesta vreau să vă spun ceva. Eu cred că nu la înălțimea dudului s-a referit Mântuitorul atunci când a zis: Zaheu, grăbește și dă-te jos, ci s-a referit la rațiunea pe care atât Zaheu cât și toți învățații lumii de atunci și până astăzi o folosesc ca să-L caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, Fiul Său, a zis: grăbește și dă-te jos. Acum ne uităm la noi. De unde să te dai jos din cap? În inimă este următoarea treaptă de cunoaștere. De aceea vreau să vă spun câteva lucruri despre această cunoaștere. Unde suntem noi aproape de Dumnezeu? Știți că omul este rațiune, voință și sentiment. Acum e ca la dogmatic, așa, ca la trăzne, așa le învățăm la școală. Nu. Este vorba de un lucru practic.
Omul este rațiune, voință și sentiment. Dar de cele mai multe ori le încurcăm. Atunci când ne ambiționăm, luăm și dăm rațiunii și din voință și amestecăm lucrurile. Atunci când iubim, luăm din sentiment și dăm tot rațiunii și după aia luăm de la rațiune și băgăm în inimă, dar cu patimă, și se numește săptămâna oarbă. După care, dacă suntem prea senzoriali, așa, bineînțeles că amestecăm lucrurile de nu le mai descurcă nimeni. Trebuie să ne comportăm, așa cum v-am mai spus și altă dată, cu timp. Cum ne comportăm? Cu timpul. Tot în 3 este împărțit în 8 ore, cu 8 și cu 8, fac 24. 8 ore am zis pentru muncă, 8 ore pentru noi, pentru familie și 8 ore pentru trup, adică odihnă. Dacă începem să luăm dintr-o parte, să punem într-alta, nu mai înțelegem nimic. Ori ajungem workahor, sau cum îi zic pe englezii ăștia americanești, la bolnav de muncă, ori ajungem să dormim prea mult, ori stăm prea mult cu familia și prea puțin la muncă și așa mai departe. Trebuie să fie un echilibru. La acest echilibru l-a chemat Dumnezeu astăzi pe Zaheu și odată cu Zaheu și pe noi. Zaheu, grăbește-te și dă-te jos. Așa mi zice și nouă Dumnezeu. Măi omule, ce vrei? Vreau, Doamne, să te văd. Știți că problema creștinului este să îl vadă pe Dumnezeu. Să aibă o relație clară. Bă, când am zis, Doamne, dăm, Dumnezeu imediat să se execute. Dar nu poți să zici, Doamne, dăm, dacă nu știi din ce parte vine. Și atunci ne urcăm în minte și începem cu tot felul de raționamente, cu tot felul de calcule, unde o fi Dumnezeu, dar ce o fi, unde o fi, începem să împărțim lucrurile, să facem tot felul de silogisme, să mergem după tot felul de sisteme, când colo Dumnezeu nu e sus să vedem noi pe unde trece. E în inima noastră. Pentru că Mântuitorul însuși a zis, grăbește, dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Credeți că se referea la aia patru pereți, dacă au fost mai înalt sau mai scuzi? În niciun caz. În casa sufletului lui Zaheu și sufletului nostru se cade să rămână Dumnezeu. Nu putea să rămână Dumnezeu pe stradă, să treacă, și noi așa să ne uităm de la înălțimea vreunui Burj al Arab sau la Burj Khalifa, să ne uităm pe unde trece Dumnezeu. Apropo, în 68, când a pășit primul om pe lună și a zis celebra vorbă pe care o învățase de acasă să spun acolo, un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire, imediat s-a și răspândit că erau comuniștii în floare. Întrebarea, zice, au ajuns pe lună și de Dumnezeu n-au dat. Băi, par fix pe lună stătea Dumnezeu. Așa, călare pe ea, ca baronul Munchausen. Trebuie să știm unde este Dumnezeu. Nu este sus, nu este în capul nostru, este în inima noastră. Asta ne spune Dumnezeu astăzi. Este clar. Rațiunea noastră de cele mai multe ori ne încurcă. Dar să știți că ne încurcă și într-un sens și într-altul. M-a întrebat cineva cum să se comporte fiind pe o poziție foarte înaltă și având în mână destinele angajaților. Și i-am spus să nu încurce lucrurile. Pentru că nu are voie să facă decât conform fișei postului. Adică după dreptate. Dacă amesteci lucrurile și un angajat de-al tău românește o dă cotită, astăzi întârzi o oră, mâine te păcălește că vine și n-a venit, și mai departe, nu mai ai voie să-l ții în echipă. Pentru că ceea ce nu face el, cu siguranță, cade pe umerile celorlalți. Și atunci, omul foarte nedumerit, da, părinte, a greșit și el odată, nu. Greșeală se numește atunci când o face personal, față de mata, pe care poți să-i ierți. Dar greșeala din fișa postului nu se va ierta, după cum pula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum, nici nici ceva să vină. Va să zică unde-i lege lui tocmeală. Dacă mă aflu în poziția profesională, trebuie să fac conform fișei postului.
pentru că rațiunea trebuie să fie acolo unde trebuie. Dar acum, după cum știți, frații noștri de dialog, psihiatrii și psihologii spun despre IQ-ul emoțional, adică să traducem noi creștinește în gândirea emoțională. Se spune, ca să înțelegem mai bine termenul, se spune că erau doi copii pe vârf de munte și la un moment dat unul dintre ei erau foarte buni prieteni și în românește le mergea mintea și la școală. Unul dintre ei vede că se îndrepta spre ei un urs. Și când au văzut ursul, unul dintre ei a zis: „Ei, ne mănâncă ursul.” Celălalt însă, care avea o inteligență sau un IQ practic, nu făcea altceva decât să-și lege mai bine șireturile la Adidas. Și se aranja, ăsta săracul deja, celălalt cu o inteligență emoțională, vrea să empatizeze, să îmbrățișeze. Și dar tu ce faci acolo? Zice, păi n-ai zis tu că vine ursul? Păi și da, ce, și ne mănâncă. A, zice, nu, eu n-am nevoie decât de să fiu cu 10 cm înaintea ta, ca să aibă ursul pe ce să mănânce. Iubiți credincioși, cam asta este rațiunea. Trebuie să știm unde să o plasăm atunci când avem nevoie de ea. Zaheu era mic de statură. Bă, a găsit o formulă de a-L vedea fizic pe Dumnezeu. Dar întâlnirea cu Dumnezeu nu se face la nivelul acestor simțuri exterioare, ci se face la nivelul interior, la nivel de inimă. Zaheu, grăbește și dă-te jos ca să rămân în casa ta. Putea să-L vadă că, până la urmă, Zaheu avea o curiozitate. Dacă s-aude așa că vine câte cineva, băi, sunt curios să-L văd. Dar vedeți, Dumnezeu nu este mulțumit cu acest gen de curiozitate. El ne spune să facem încă un pas. Adică din rațiunea asta de a vrea să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să mergi mai departe și să pregătești inima. Inima, adică să poți să-L simți. De exemplu, eu nu vă pot spune cu rațiunea mea ce simt la săvârșirea Sfintei Liturghii, dar prin atitudinea mea, prin zâmbetul meu, prin dragostea cu care vă îmbrățișez, cred că ați prins ideea că se întâmplă ceva în altar. Dacă ar fi să mă urc eu așa și să-mi pun și un turban pe cap, să vă spun cam cum e în altar, cred că nu m-ar credea nimeni. Nu m-ar credea nimeni. Aș fi spus, bă, părinte, lasă-mă cu poveștile astea. Dar altarul trebuie să ne transforme. Și când venim pe lângă dumneavoastră, chiar dacă venim așa cu statura lui Zaheu, să vă uitați că am coborât în inimă. Și de acolo, din inimă, dăm mai departe. Ce ar fi ca duhovnicește să vă dau sfaturi raționale? Păi le puteți găsi în orice manual. Dacă vreți, sunt o grămadă de cărți pe care puteți să le citiți. În două, trei fraze, la o țâ, vă zice cum să vă purtați cu toate. Dar trebuie să învățăm să trăim ca cel care a dat niște sfaturi. De aceea, duhovnicia se face față către față și apoi inimă către inimă. Îmi aduc aminte de cineva care spunea cum s-a spovedit la Părintele Dumnezeu să-L ierte, Paisie Olaru. Părintele Paisie Olaru nu era un cuvântător, așa cum era Părintele Cleopa și cum erau alții. Era un rugător și știa să transmită din inimă. Și zicea câteva rugăciuni după ce îți dădea dezlegare și căuta să te facă să înțelegi că nu ești singur. Și spunea omul acela, fiul duhovnicesc, ce m-am spovedit în niște necazuri și am simțit la sfârșit că părintele a pus până pe pleoape și a luat o lacrimă care îi venise în timpul rugăciunii și l-a atins pe el pe frunte. Zice, parcă m-a miruit cu liniște. Asta înseamnă duhovnicia. Nu i-a dat sfaturi raționale, nu i-a spus cum să se comporte cu ceilalți, ci a rămas în casa sufletului, așa cum Mântuitorul a rămas în casa lui Zaheu. Pentru că asta trebuie să facem. Acum să nu credeți că
Dumnezeu vine altfel la noi decât în chipul fratelui nostru. Să nu credeți că numai relația cu duhovnicul trebuie să fie așa, ci relația cu vecinul nostru. În afară de situația în care vecinul nu e șef sau nu e subaltern, atunci se complică puțin lucrurile, trebuie să vă vorbesc mai mult. Dar vecinul nostru, să știți că este Hristos, care ne cheamă să ne coborâm din cap în inimă. Vecinul nostru nu e neapărat ăla care ne deranjează, că bate toba până la 12 noaptea. Nu! Dacă știm să trecem peste acest asurzitor zgomot, să știți că Dumnezeu este în orice ticălos și trebuie să ne apropiem de El, nu cu rațiunea. Rațiunea ce spune? Pune mai pe telefon, 112, băne nevină și măsoară decibelinul ăsta la 12 noaptea și am scăpat. Nu asta e problema. Asta e problema comunității. Ar trebui să fie un om pe străzi care să asculte din când în când manelele care se aud. Dar asta e treaba primăriei și nu vreau să mă amestec, că nu e frumos să dau eu sfaturi. V-am mai zis și cu frații care ne-au pus caracatițe în zi de sărbătoare, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar abia așteaptă marți, apropo, vedeți că marți e sărbătoare. Vedeți cum vă lăsați mașinile, că sigur o să găsim niște doreli care să pună caracatițe, să nu mai putem pleca cu mașinile. Dar asta este altă treabă. Important este să învățăm să iubim. Acum veți spune, pe cine iubim? Păi deja asta e întrebare de rațiune, nu mai e de inimă. Inima nu îți dictează dacă să-l iubești pe ăla că e îmbrăcat bine sau pe celălalt că o să coboară din cine știe ce mașină. Nu! Inima iubește și atât. De aceea trebuie să fim atenți cum să coborâm în viața noastră din rațiune în inimă. De exemplu, atunci când, v-am mai spus și altă dată, dar nu strică să vă mai spun, atunci când vedem un tablou care are zugrăvit un portret de bătrân, bolnav, zbârcit, sângerând, ne gândim, Doamne, câtă forță de pătrundere la pictorul ăsta, ia uite ce a prins aici. Păi și se întâmplă peste 2 metri să dai nas în nas după ce ai ieșit de la expoziție cu bătrânul care a fost model. Și te uiți, ce hidoșenie! Pentru că îl judeci. Arta o înțelegi cu inima, dar când l-ai văzut în realitate pe om, începi să-l judeci. Aceasta este diferența între Zaheu care s-a suit într-un dud ca să-l vadă pe Mântuitorul și Zaheu care a coborât din rațiune în inimă și l-a primit pe Dumnezeu în suflet. De unde știm noi că l-a primit pe Dumnezeu în suflet? Păi, în primul rând, după roade. Să vă spun cum stau cu roadele. Se spune că tot din Ierusalim în Ierihon cobora un om și a căzut între tâlhari. Și l-au lăsat de-abia viu. De-abia viu, adică aproape mort. Și a trecut pe lângă el un preot și l-a văzut și a trecut pe alături. Un levit l-a văzut și a trecut pe alături. Acum să nu credeți că erau preoții și leviții. Am avut un coleg care întotdeauna ce, stați așa să vă spun că era vorba de preoții vechiului testament. Ce vorbești, bă? Parcă noi suntem altfel. Hai, lasă-o acolo. Preot era preot, gata. Când l-a văzut unul în zăpadă, vine la biserică, ce vedeți, bă, băieți, că e unul în zăpadă acolo, ce-ți-vă voi. Lasă-mă, oprește tu mașina, dacă poți să faci o faptă bună, fă-o și gata. Vă să zică, au văzut preotul și levitul. După care vine un samarinean și l-a văzut și el. Deci primul lucru a fost egal pentru toți. Și i s-a făcut milă de el și l-a luat pe asinul său. Iubiți credincioși, care este efectul întâlnirii noastre din cap în inimă? Aici este drumul. Ai văzut, ai luat act și ai trecut mai departe. Înseamnă că ai rămas doar la rațiune. Bă, n-am timp, o fi bumbețit, gata. Rațiunea ți-a dat și somn ușor, ca să nu ai probleme de conștiință. Bă, era el acolo aproape mort și nu a trecut pe lângă el. Era un bețivar. Rațiunea îți dă imediat diagnosticul. Dar mai există și varianta ca vederea să schimbe direcția din cap în inimă. Și cum s-a făcut? Zice, l-a văzut și s-a făcut milă. Asta înseamnă că
a transmis semnalul de la văz la inimă. Că nu poți să fii milos cu rațiunea. Trebuie să fii milos cu inima. Rațiunea să rămână curată ca să vezi realitatea. Va să zic că trebuie să schimbăm rațiunea cu inima atunci când este cazul. La Zaheu ce s-a întâmplat? După ce a coborât din cap că l-a văzut pe Hristos și a zis coboară, dă-te jos, unde s-a dat jos? Știm că s-a dat în suflet datorită faptului că atunci când a intrat în casă i-a zis, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Înseamnă că deja a rodit. Cum a rodit vederea la samarianul milostiv, așa a rodit vederea și la Zaheu. După ce l-a văzut pe Hristos, gata, s-a transformat. Vedeți? Rațiunea nu trebuie să fie dată deoparte. Nu. Ci trebuie să fie pregătită să ne dea semnalele. Dar semnalele trebuie să nu rămână la nivelul rațiunii, ci trebuie să coboare în suflet. Iubiți credincioși, ne rugăm astăzi Bunului Dumnezeu ca atunci când rațiunea este trează și când ne dă tot felul de semnale, să știm să traducem aceste semnale prin inimă. Pentru că acesta este drumul nostru și mai ales drumul lui Dumnezeu către noi. Dumnezeu ne vrea acasă la noi. Acasă este mai jos decât credem noi. Nu este așa de sus. Nu scrie pe fruntea nimănui că ăsta este licențiat, că ăsta e doctor și așa mai departe. Nu. Trebuie să ne iubim dincolo de școlile pe care le avem, dincolo de hainele pe care le îmbrăcăm și dincolo din mașinile din care coborâm. Adevărata dragoste este cea din inimă, nu din rațiune, că după aia intervine interesul. După cum l-ai văzut pe ăla, măi, ăsta s-ar putea să mă ajute. Treci pe lângă primărie și dacă vezi pe cineva, te iei după el imediat și rezolvi problema. Trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca atunci când vedem, vederea să rodească în noi, așa cum a rodit milă la samarianul milostiv și cum a rodit dorința de schimbare la Zaheu. Iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am negătățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.